această conformație poate să provoace tulburări psihice, pentru că fetele țin cură de slăbire, se înfometează foarte tare, suferă că slăbesc la torace, de exemplu, sau la sâni, și nu pot să scape de parte de la mijloc în jos, și atunci au probleme, pot să aibă probleme de personalitate, poate nici nu le pot spune, pentru că nu știu despre ce este vorba, și poate să le afecteze chiar viața, în sensul de o curgere normală, o curgere firească. Și atunci trebuie căutat chirurgul plastician pentru a face corecțiile necesare. Iar apoi, ce frumoasă este viața când ai coapsele groase numai atât cât trebuie, un genunchi modelat, niște gambe frumoase. Deci este important. Iar mai încolo, se poate face la orice vârstă, dar cu condiția să fie o stare bună de sănătate. Adică să nu existe probleme sau boli care nu sunt tratate. Dacă sunt tratate, se poate, nu? Tip diabet sau mai știu eu care, ceva cardiac sau hipertensiune, toate se pot ține sub control cu medicamente și poate să se poate și la maturitate, 50-60 de ani, dacă pe pacientele respective le deranjează. Și să vă mai spun ceva, cu cât grăsimea nedorită persistă la nivelul membrelor inferioare, cu atât mai mult în viitor, când pacienta sau pacientul înaintează în vârstă, dar de obicei pacientele, femeile, au probleme de membre inferioare mai groase, cu atât se îngroașă mai tare, pentru că apar tulburările de vascularizație venoasă, de întoarcere venoasă, problemele de circulație a limfei, deci sunt legate cumva lucrurile acestea.